nu și-a făcut bine treaba când a fost prim-ministru, cum putem să ne gândim că va fi un foarte bun președinte al României? Dragii mei, judecați bine dacă vreți un președinte care este al vostru, eu voi fi președintele vostru. Nu am în spate niciun fel de instituții, nici un fel de oameni care mă manevrează. Sau dacă doriți să aveți un președinte care este exponentul baronilor din PSD, care va continua politica PSD-ului, dar mult schimbată, fiindcă, dragii mei, atunci PSD-ul va avea toată puterea. Dragii mei, nu dați toată puterea unui singur partid, care este un partid de stânga neautentic, nereformat. Votați schimbarea în România și voi fi un președinte foarte bun pentru voi. Mulțumesc și domnul Iohannis. Pe Traian Băsescu. Stați un pic. Incredibil. Pentru final, dacă sunt acum candidați de acord, 30 de secunde, drept la replică, pentru că au fost atacuri, dacă doriți, simțiți nevoia eu mai adăugați ceva. 30 de secunde, domnule Ponta. Conform legii din România, și domnul Iohannis, ca primar, ar trebui să cunoască legea, ca președinte cu atât mai mult, venitul minim garantat de 350 de lei se completează din bugetul de stat față de bugetul asigurărilor sociale. Vreau doar să vă spun un singur lucru, domnule Iohannis. Acum l-am văzut pe Traian Băsescu din nou. Același fariseism, același, dacă vreți, încredere că îi prostește încă o dată pe români. Eu voi trăi în România fără Băsescu și Iohannis. Domnule Iohannis, 30 de secunde. Oare, domnule Ponta, i-a prostit domnul Băsescu pe români când v-a pus prim-ministru? Fiindcă pe mine m-a refuzat. Pe dumneavoastră v-a pus. Concluzia, dragi români, USL, puteți să trageți singuri. Eu reprezentam USL, nu mai avem timp. Unde ați venit ca să-l suntem dai jos pe Crin Antonescu. În cadrul acestui format pe care l-am respectat cât am putut în această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezență. Sper mulțumesc că mult pentru emisiune, pentru moderare, a fost foarte profesionistă. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Să sperăm că s-au lămurit telespectatorii și că acum, informați, mergem cu toții la vot.